Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru lună nouă. Ce urmează să începe, să manifestați, să se întâmple în viața voastră și la ce trebuie să renunțați? Pentru că la lună nouă renunțăm, de fapt, și la lună plină și la lună nouă, dar în mod special la lună nouă. Ne eliberăm de un întuneric, de o etapă care s-a încheiat, ca să ne pregătim pentru altceva nou. Aveți patru variante, imediat vi le arăt. Imediat. Și aveți la fiecare set de cărți încă unul. Unul pentru creație, pentru nou și celălalt pentru vechi. Acesta ar fi numărul. Ia, stai. Așa, cam așa trebuie să arate. Da? Așa. Numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4. Și aici sunt cărțile pentru zona de umbră, pentru final, pentru ce trebuie să eliberați. O puneți pauză. Vă alegeți și eu am pus tripodul într-o poziție adecvată. Ia să vedem cum facem. Așa. Între timp, am pus și cărțile pentru numărul 2. Apoi pentru numărul 3 deoparte. Numărul 4. Iar. Un pic mai acana. Acana. Îmi place cuvântul ăsta. Un pic mai acana. Așa. Și acum. Hai să vorbim, dragii mei. Dragii mei, cei care ați ales numărul 1 sunteți extrem de stresați. Foarte stresați, dragii mei. Și într-o parte și în alta a apărut, în timp ce amestecam, dragii mei, a apărut turnul. Turnul, ia, noi aici, așa, turnul și nouă de spade, în timp ce am amestecat, turnul și nouă de spade. Și acestea sunt cărțile în care trebuie să, sau care arată ce trebuie să eliberați. V-ați separat de cineva, nu vă mai faceți griji, eliberați-vă de griji de această separare. Încă ceva, pentru că a venit și într-o parte și în cealaltă. Turnul, ia, aici ce este împărăteasa, aici este, aveți puterea să vă recreați viața. Este foarte interesant cum acest turn a venit și în partea de creație, și în partea de eliberare. În primul și în primul rând, cu turnul și de două ori și împăratul, cred că vă gândiți la evenimentele care se întâmplă lângă noi, la răsturnarea de situație și e bine că vă gândiți, dar depinde cum vă gândiți. Dacă vă gândiți în stres, dragii mei, eliberați-vă de stres. Pentru că, dragii mei, secretul vieții este să fiți în controlul vieții voastre și să conștientizați tot timpul că aveți o capacitate de creație. Nu doar voi, toată lumea. Dar voi, probabil, mesajul este mai puternic pentru voi. Aveți o capacitate de creație suficient de mare cât să faceți față acestui turn, acestor evenimente neașteptate. Împăratul, cel care vrea să cucerească, vorbesc evident un pic metaforic, răstoarnă multe construcții. Răstoarnă, pentru că împăratul vrea să cucerească. Dar nu e cazul să vă îngrijorați, pentru că dacă ascultați tarot, dacă mă ascultați pe mine de ceva timp și poate și pe alții, nu știu alții ce zic, pentru că nu am timp să-i ascult pe toți, dar știu ce zic eu în principiu. Gândurile și emoțiile se manifestă în fizic. Dacă stați să vă stresați referitor la ce se întâmplă în jurul nostru, veți manifesta boală, stres și chiar acest turn vă va afecta mai mult decât e cazul. Mai mult decât e cazul. Pentru unii dintre voi, repet, aveți aceasta, este în zona de nemanifestare încă, de umbră, da? Această împărăteasă. Ori pentru unii dintre voi, trebuie să vă regăsiți controlul. După o separare, după niște evenimente, nu însă acestea politice, altele, personale, neașteptate, zbuciumate, trebuie să vă regăsiți controlul ca să vă atrageți, să puteți să creați stabilitate pentru perechea voastră divină, dacă vreți, dar nu e obligatoriu. O să vedem ce mai apare. Însă, acestea au fost niște mesaje. Iar trebuie să vă eliberați de cupele goale, de lucrurile care nu v-au adus satisfacție. Și să alegeți un drum. De fapt, anul acesta cam toți alegem. Alegeți, dragii mei, marea preoteasă, creșterea spirituală. Creșterea spirituală.
Este o atracție pe care a simțit-o, despre care poate v-am vorbit în alte etalări, dar haideți să vedem. În primul rând. Da, trebuie să faceți alegeri, să vă faceți planuri de viitor. Dar dacă vedeți în jur cum se extind unii, învățați această lecție într-o formă sau alta și aplicați-o la modul frumos, înțelept. Bine, acum iar vorbesc pentru cine are urechi să audă și să înțeleagă, evident. Hai să vedem de ce trebuie să vă eliberați. Numărul 1. De ce trebuie să vă eliberați? Numărul 1. Rupt o căsuță, de aici trebuie să o lipesc. Apropo de turn, de separări, de rupturi, de situații, interesant. Tocmai aici, da, mai devreme nu era ruptă. O să o lipesc. Apropo, puteți să reconstruiți, să vă reconstruiți viața, eventual mai bine. Sau chiar dacă nu este mai bine decât înainte, este suficient de bine pentru situația actuală. Pentru că împărăteasa este un semn bun, chiar că este într-o zonă nemanifestată. Hai să vedem ce trebuie să vă eliberați. Ia uite, în primul și în primul rând de confuzii, de iluzii. Da, iluzii, confuzii. Ia uite, care vă țin pe loc într-o stare de inactivitate, de pasivitate. Prea multe iluzii. Posibil să visați la cineva la mod obsesiv. Da. Acest personaj să fie la distanță, să vă doriți să comunicați pasiunea pe care o simțiți sau așteptați ca ei să comunice, pentru că știți că sunt mai rațional, mai sobri. Ceva s-ar fi putut manifesta între voi, dar e o casă care influențează. Ca să vedeți voi cum se aplică acest cuvânt în viața voastră, este o casă în viața cuiva. O casă care influențează, să zic, manifestarea acestei atracții, pasiuni. Există și un personaj foarte rațional, repet, cu care poate vreți să comunicați, așteptați un răspuns din cauza distanței. Ați încercat să încheiați capitolul cu ei și totuși rămâneți unii dintre voi fixați mental și mai visați din când în când. Dar, dragii mei, eliberați-vă de această... Nu spun muzai iluzie. Vă proiectați în afară prea mult. Vă proiectați în afară. În loc să intrați în acțiune, cum am văzut împăratul mai devreme. Clarificăm 7 de cupe. Clarificăm 7 de cupe. S-a răsucit ceva? 9 de cupe și 10 de cupe. Iar această atracție pe care o simțiți față de cineva, eventual în afara căsătoriei, în care pentru unii există un dram de plictiseală cu 4, cu 5 de cupe. Cineva probabil în căsătorie din cauza plictiselii sau nepotrivirii sau prea multor confuzii s-a apucat de băutură. Adevărul este că la distanță aveți pe cineva la distanță care vă oferă stabilitate și creștere spirituală pentru unii. Acum, atracția aceasta pe care o simțiți vă consumă. Face parte din opțiunile pe care le aveți. E un personaj care vă aduce multă fericire, într-adevăr, și asta vă creează și confuzia, și fericirea, și senzația de prea plin. Dar și faptul că ei se iubesc și vă învață și pe voi să vă iubiți într-o formă sau alta, pentru că, repet, într-o căsnicie, undeva, sau poate nu e căsnicie, poate o relație de lungă durată, poate acasă cineva, a început să bea, pentru că nu se manifestă un adevăr, nu se manifestă o anumită direcție. Ei, cu fi plictiseala care apasă, cu fi familia care apasă, cu fi această atracție, care apasă, ceva apasă, este prea mult. Și atunci, repet, trebuie să vă eliberați. Iar apar semnale că cineva bea prea mult pentru unii dintre voi. Dacă vă gândiți la cineva care are tendința să bea, eliberați-vă. Dați-le timp să se vindece. Dacă voi aveți această tendință, iar vindecați-o. 7 de cupe, 9 de cupe. 10 de
dar văd niște adicții aici. Trebuie să vă găsiți lumina. Dar lumina o găsiți în momentul în care lăsați confuzie, întunericul și niște excese ale voastre sau un personaj care este excesiv. Pentru mine 10 de bâte poate să fie ori o căsnicie obositoare, ori un job cu multe responsabilități, sau dacă nu-i job, sunt multe responsabilități, repet. Și aici este, dintre opțiunile pe care le aveți, care include și aceste responsabilități, mai aveți una. O atracție pentru cineva. Interesant, poate visați, unii dintre voi visați să fiți cu ei și nu cu persoana cu care sunteți. Dar dacă vreți să fiți cu ei, trebuie să învățați să vă iubiți. 9 de cupe. Să vă bucurați de viață ca să atrageți. Eu știu, dragostea. Altfel, atât timp cât sunteți, dacă sunteți voi sau sunteți în preajma oamenilor excesivi, iluzorii, nu veți manifesta corect. Așa vine mesajul, așa-l transmit. Hai să vedem ce aveți de creat. Ce ar trebui să începeți? Interesant. Trebuie să începeți. Este nemanifestat. 6 de cupe și 2 de cupe. Da? Probabil v-ați separat unii dintre voi. Da, apare totuși un 3 de monede. Asta sugerează o situație în care deja 3 oameni reprezintă o aglomerație. Adică, unul dintre voi erați într-un cuplu, într-o relație stabilă, într-o căsnicie, și-a apărut al treilea personaj. Al treilea personaj pare, totuși, suflet pereche. Suflet venit din alte dimensiuni, venit să vă aducă, să vă atragă atenția. Interesant. Dar deocamdată regretați. Interesant. Asta este. Lăsați regretele. Cineva a fost foarte sobru. Dacă cineva a fost sobru cu voi, nu mai plângeți după ei, reconstruiți-vă viața, că există un alt suflet. Întotdeauna, să știți, nu uitați, chiar dacă vă întâlniți un suflet pereche, chiar și la flăcări gemene, să știți că gemenii nu sunt doar doi, pot să fie și trei, pot să fie și patru, în cazuri excepționale, evident. Așadar, întotdeauna există loc de mai bine. Dacă ceva nu merge, întotdeauna este loc de mai bine, dar trebuie să faceți loc. Eu cu 6 de cupe invers și 2 de cupe invers văd lucrurile nemanifestate. Depinde de voi dacă vă eliberați de confuzii, de visare, 7 de cupe. Dacă învățați să vă iubiți, veți recunoaște această dragoste. Hai să și clarificăm. Clarificăm 2 de cupe invers. Clarificăm 2 de cupe invers. Împărăteasa mai. Faceți griji, vă simțiți. Este o trădare. O trădare în viața cuiva. Voi știți a cui este trădarea. Ideea este că această trădare aduce într-adevăr stres. 9 de spade. Clarificăm. 6 de cupe invers. Unii dintre voi aveți niște traume din copilărie care nu au fost vindecate, iau-te, vindecate și a apărut vindecarea, temperanța, care înseamnă vindecare. Trebuie să vă vindecați de niște traume din copilărie. Și din cauza asta nu puteți să manifestați sufletul pereche. Adevărat, eventual flacăra geamănă, partenerul vostru divin,
Dragostea absolută, dragostea... Deci trebuie vindecat ceva, clar, cu temperanță. Din acest motiv am zis că trebuie să învățați să vă iubiți 9 de cupe. Una este să vă creați iluzii că sunteți bine. E o iluzie aici, că sunteți bine, dar de fapt nu sunteți unii dintre voi. Doar cane majore și două cărți care reprezintă suflete perechi. Suflete care se reîntâlnesc din alte dimensiuni, din alte vieți. Deci, trebuie să vă vindecați de niște chestiuni din copilărie. În momentul în care vă vindecați, începeți să înțelegeți adevărata dragoste și să o atrageți, că împărăteasa atrage. Nu concurează, nu cucerește. De cucerit se ocupă împăratul. El e plecat pe cuceriri. Împărăteasa primește. Așadar, în momentul în care vă vindecați, puteți să primiți, să atrageți sufletul pereche. Dacă v-ați certat, v-ați supărat pentru că am văzut posibilitatea unui triunghi amoros, nu contează cine acest suflet pereche. Voi știți. Nu stau să judec dacă e a treia persoană, dacă e a doua. Nu e treaba mea. Aici, voi știți. Trebuie mai întâi să vă vindecați. Să vă echilibrați emoțional, energetic. Că am văzut mult stres care vă consumă energia și aici e un foc, da? Trebuie să aveți răbdare. Unul, da. Aici este vorba, da, interesant. Probabil că v-ați separat de acest suflet pereche și unul își dorește împăcarea, celălalt nu își dorește. Și asta din ce motive? Pentru că încă nu s-a rezolvat o problemă, nu s-a vindecat o traumă. Și când aveți de-a face cu suflete perechi, cam aveți aceeași traumă. La karmici nu e același lucru. Dar la suflete perechi cam aveți aceeași karmă. Și dacă voi ați suferit și sunteți în proces de transformare sau sunteți mai evoluați spiritual, ei încă nu sunt. Și atunci trebuie să aveți răbdare cu ei. Sau invers, dacă voi sunteți, da? Nevindecați, trebuie să vă faceți timp să vă vindecați ca să-i atrageți pe ei. Să ajungeți oarecum la același nivel. Interesant, valetul de cupe care vorbește. Mă, moartea și renașterea, separare, ceva s-a întâmplat aici. Iar trebuie să renunțați la cineva care este prea autoritar, care vă consumă energia. Văd aici 10 de bătăi, dar am văzut niște chestii în care ține de o situație în care vă consumați. Poate dorința de a avea autoritate a voastră sau a cuiva din trecut. Aici trebuie să puneți capăt, aici trebuie să încheiați ca să se poată manifesta. În primul și în primul rând, în faza de nou, da? Posibil să vină cineva, totuși, cu niște scuze. Vedeți unde sunteți. Sau voi trebuie să oferiți niște scuze. Vedeți unde sunteți. Dar apar ca și elemente scuzele. Împăcarea versus ranchiuna. Creșterea versus denial, refuzul. Refuzul. Dar, pentru că este ceea ce puteți voi să manifestați, depinde de voi dacă vreți. Am zis, în primul și în primul rând, concentrați-vă pe aceste arcane majore, pentru că astea sunt foarte importante. Pe vindecare, pe creștere, pe regăsirea stabilității, pentru că am văzut turnul de două ori ceva s-a separat. În momentul în care vă separați, prezența cuiva va da peste cap întreaga viață. Și nu cred că este o tentație, cred că este un suflet cu o misiune specială în viața voastră, care vă învață să iubiți. Inclusiv necondiționat, chiar dacă cumva nu se va manifesta împăcarea și regăsirea, voi trebuie să rămâneți, da, frumos mesaj, să rămâneți în dragoste necondiționată și în conexiune la spiritele înalte, la îngerii voștri protectori. Da? Deci aici este lecția. Asta trebuie, da?
Asta trebuie să manifestați. Temperanță și împărăteasă. Și este 3, este martie. Da? La această lună nouă din martie, puneți ca intenții vindecarea, înțelegere, calmul, răbdarea, creșterea, abundența, compasiunea, dragostea adevărată, frumusețe interioară și exterioară. Puneți-le ca intenții și veți vedea că și aceste cupe se vor manifesta în timp. Dar pentru asta trebuie să aveți răbdare, iar temperanță. Foarte interesant. Mai dăm o carte. Ce reușiți să faceți totuși, la un moment dat? Interesant. Mergeți mai departe și schimbați energia și asta e bine. Poate să fie o comunicare. Veți trăi și veți vedea ce se va manifesta. Dar poate să fie comunicare care schimbă, da? Care schimbă aceste cupe, da? Le poate întoarce și se vor manifesta și cupele frumos și arcanele majore. Sau vă eliberați de, eu știu, separarea de acel suflet pereche, de un fost, de o fostă. Vă eliberați de ceva ce n-a mers. Interesant. Mergeți mai departe, schimbați energia și vă concentrați. Deci am zis eu mai departe, mai devreme. Împărăteasa și temperanța. Dar pentru că a venit roata norocului, totul depinde de ceea ce vreți voi. Există posibilitatea, repet, dacă vreți, să întoarceți 6 de cupe în poziție normală și 2 de cupe. Adică dacă cineva încă nu vrea să se împace cu voi, era închinos, e încă în acea vibrație de refuz, nu? Ce suflete perechi, ce așa? Frăcări gemene. Dacă lucrați cu voi, se va putea schimba energia, veți putea comunica, veți putea crește și veți putea, repet, schimba, e o chestiune de mișcare, întreaga poveste. Dar totul depinde de voi. Eventual, această schimbare să fie doar la nivel personal, dacă ei nu sunt pregătiți. Iar, repet, că să fie clar. Că să fie clar. Dacă nu sunt pregătiți, ok. Mergeți mai departe. Dar trebuie să lăsați niște confuzii, în primul și în primul rând. Aici trebuie să eliberați, să faceți loc. Să faceți loc pentru vindecare, pentru dragoste necondiționată, pentru spor. 2 turnuri aveți, da? Dați în urmă. Interesant că iar s-a oprit la 10 de bute și la aveți la eliberare, da? 10 de bute, 10 de bute. Trebuie să vă eliberați de responsabilități, de lucrurile care vă consumă. Da. De această muncă și așteptare și precauție. La cineva v-a mințit sau v-ați mințit chiar voi? Ia uite, cu împăratul. Împăratul și diavolul. Repet, dacă flacăra voastră este toxică și încă minte și încă refuză să manifeste dragoste, dragii mei, pa! Vă vedeți de drumul vostru manifestați schimbare? Pentru că, repet, întotdeauna există un suflet pereche. Dacă nu se poate cu flacăra geamănă, un suflet pereche va veni. Da! Și e plutește în aer. E nemanifestat, cum a zis mai devreme, e nemanifestat. Asta e. Cam atât. Sper că a fost de folos. Sper că a fost de folos. Să pun cărțile deoparte. Și sper să meditați la mesaje, pentru că, repet, poate nu le înțelegeți prima oară. Sunt convinsă că uneori, nu toți, suntem chiar atât de deschiși către nou. Hai să vedem numărul 2, da? Cel care ați ales numărul 2. Up! Scuze. Ce veți, a apărut o carte, ce veți crea, ce veți manifesta 6 de monede, ce veți atrage reciprocitate. Reciprocitate începe să se manifeste în viața voastră într-o formă sau alta sau, eventual, voi veți oferi ajutor sau veți primi ajutor și una și alta. Interesa Marea Preoteasă. Însă cred cineva este foarte atras de voi și chiar dacă e distanță, speră, vrea să vorbească. Poate că ar trebui să-și ceară niște scuze sau să-și exprime emoțiile, dar e o chestiune care deocamdată a fost acoperită.
n-a fost exprimată. Dar voi, dacă sunteți intuitivi, simțiți că ceva se întâmplă. Posibil să vină cineva să ofere implicare, să se implice. Dar trecând peste asta, șase de monede înseamnă ajutor. Ori voi primiți ajutor, da, frumos ar fi. Dacă aveți nevoie de ajutor, există semnal că veți primi ajutor. Dacă sunteți mai bine și mai ales dacă aveți mai multă lumină decât ceilalți, oferiți lumină, oferiți ajutor, mai ales acum cu situația care se întâmplă. Dați ceva de pomană, că tot am intrat în postul Paștelui, că tot este situația care este pe lângă noi. Oferiți, trimiteți acolo ceva la ajutoare, da? Deci trebuie să vă eliberați. Interesant ce apare aici. 8 de monede. Probabil că aveți tendința cu regina de cupe și 8 de monede să puneți prea, să munciți prea mult, să oferiți prea multă dragoste, da. Unii dintre voi. Trebuie să vă vindecați această tendință. Pentru că, stai, vedeți? Reciprocitate și aici cineva a muncit prea mult, a oferit prea multă dragoste. Și a fost, a fost părăsit. 5 de monede. Și trebuie să vă vindecați. Din acest motiv, în momentul în care vă vindecați această tendință de a oferi, de a vă implica mai mult voi decât ceilalți, ceilalți nu contează, poate să fie și, eu știu, sora, mama, tata, prietenii, colegii, da? Trebuie să înceapă să vină ei. Ei să se implice. De-aia a apărut 6 de monede. Interesant. Hai să vedem de ce trebuie să vă eliberați. Sunt prea multe, da, interes. Regele de cupe. Ia uite ce frumos. Regele și regina de cupe, am văzut mai devreme, da? Dar să clarificăm. Regele de cupe înseamnă foarte mult. Înseamnă foarte mult. 6, 7. Există în preajma voastră cineva impulsiv? Întreb. La care ați ținut foarte mult? Impulsiv, dar... Vedem. Regele de cupe. Clarificăm regele de cupe. Deci trebuie să se elibereze numărul 2. Clarificăm regele de cupe. De cupe în general vorbește despre dragoste. Dragoste care este profundă, dar neexprimată. Dacă nu ați exprimat dragostea, poate că sunteți chemați să exprimați. Dar haideți să vedem înainte. Asta vorbesc așa ca să nu fie prea liniște, nu? Clarificăm. Uitați că nu vrea să clarifice. Foarte greu. Clarificăm regele de cupe. Cineva ține. Mi s-a răsucit ceva? O carte? Sau mi s-a părut? Mi s-a părut că s-a răsucit ceva. Clarificăm regele de cupe, te rog frumos. Foarte mare atenție că... Da, uite, regele de spade. Da. Regele de spade, regele de cupe și regina de bâte. Dar interesant că nici regele de cupe, nici regele de spade nu exprimă. Dacă voi aveți această tendință să nu exprimați ceea ce simțiți și ceea ce gândiți, poate că ar trebui să vă eliberați. Interesant e că la capătul setului de cărți aveți o regină de bâte. Aveți o atracție față de cineva, eventual. Destul de puternică. Ne dăm o carte. Ca să înțelegem exact. Interesant. Cu regele de cupe și regele de spade în această poziție, ia uite, nebunul. Da. Continui ideea înainte să comentez această arcană. Deci cu regele de cupe și regele de spade, probabil că aveți ori voi, ori altcineva, unul,
cineva. Repet, voi sau altcineva. Dar totuși bine ar fi să ne referim la voi. Tendința de a manipula emoțional sau mental. Dacă nu vă recunoașteți ca fiind voi, probabil că aveți în preajmă pe cineva care vă manipulează emoțional și mental. Acum, nebunul. Câte aici? 7. 7 de monede. Și altă regie. O energie masculină, foarte evidentă. Interesant că a apărut 6 de monede. La ce veți manifesta? Și aici, la capătul setului de cărți, a apărut 7 de monede, invers. 7 de monede, care înseamnă ori 6, merge ori în jos înspre 6, ori în sus înspre 8, în momentul în care e invers. Adică, cineva trebuie să se implice. Dacă este un personaj care nu s-a implicat, pentru că a fost poate prea materialist, prea mândru, prea... Și situația de la, dintre voi la început este 0, da? Eliberați-vă de acest personaj, dați-i timp eventual să se transforme, să se implice și dacă nu se implică, dragii mei, luați-o de la zero. Pentru că acest zero poate să fie chiar al vostru. Eliberați-vă de persoanele care vă manipulează mental, emoțional și care nu se implică. Da? Și începeți ceva, că tot e zero, tot e lună nouă. Posibil unii dintre voi rămâne de văzut dacă sunteți voi sau celălalt personaj la care vă gândiți să simțiți dragoste pentru cineva și să hiperanalizați aceste emoții, această atracție, că am văzut și Regina de Bâte, și să vi se pară un risc. Un risc. Ceva care vă dezechilibrează stabilitatea financiară. În acest motiv să nu vă implicați. Repet, dacă nu sunteți voi, e un personaj. Atunci, dacă personajul în sine a fost hiperanalitic și nu a vrut să riște și a ținut și emoțiile și gândurile în el, în ea, și a creat această manipulare, să zicem, eliberați-vă. Bine, hai să vedem dacă acestea se regăsesc într-o formă sau alta și în ce aveți voi de făcut de acum încolo. Apare împăratul, interesant, s-au mișcat cărțile și mi-a apărut împăratul. Există cineva care vrea control, repede, dacă sunteți voi, eliberați-vă de această tendință. Că văd energie masculină, masculină, 3 regi în un împărat. E parcă prea mult. Poate chiar ar fi frumos să luați ceva, să riscați. Eliberați-vă de această tendință. Regii, în general, sunt pasivi. Acționează doar când... Când sunt siguri pe ei. Deci, cu alte cuvinte, nu riscă. Posibil că aici ar trebui să fie o lecție, dar vedem. Hai să vedem. Ce ar fi de manifestat? Steaua, vindecare, lumină, speranță, credință. Aici este nebunul. Nebunul are credință, riscă, pentru că are credință. Ceilalți nu riscă. Pentru mine, regii reprezintă semne fixe. Să zic scorpion, vărsător, taur sau ce mai e. Am văzut împăratul. Împăratul poate fi orice zodie, dar... Semn de foc foarte încăpățânat, da? Ce aveți de manifestat? Vindecare. Vindecați-vă de aceste... Dacă atrageți această energie, vindecați-vă de ea. Manifestați credință. Repet, dacă voi sunteți aici, dar trebuie să fiți sinceri ca să vă vedeți. Cu teamă de a risca. Și nu știu cât e vorba de teamă, cât poate este orgoliu, poate este... care e logica?
cum zice regele de spade, care logica, care rațiunea? Sau unde îmi găsesc eu echilibru dacă risc? Echilibru emoțional. Cum îmi păstrez echilibru emoțional dacă risc? Pentru că atunci când riști și începi ceva de la zero, îți cam pierzi terenul de sub picioare, nu? Și aici, repet, e o energie masculină care este foarte fixă, nu vrea să-și piardă terenul de sub picioare. Și încă o dată, repet, până vă plictisiți, dacă sunteți voi, schimbați, îndrăzniți ceva nou și manifestați, pentru că nebunul are încredere. Manifestați într-un fel sau altul credință. Mergeți într-o nouă direcție cu credință. Vindecați-vă de tendințele vechi. Steaua. Dacă e altcineva, vindecați-vă de ei. Pentru că ia uite ce frumos, la capătul setului de cărți, da, 8 de spade, e un blocaj mental. O atitudine defensivă. Iar hiperanaliză. Nu știu cine e aici. Iar această luptă cu ego, cu voi, cu ei, cu cineva, se tot luptă cu el însuși. Și temperanța. Temperanța este, iaute, trebuie să vă vindecați de un sentiment de abandon. Poate abandonul, dragii mei, a fost undeva în trecut în copilărie și de atunci ați rămas fixați. Vreți să fiți siguri pe terenul vostru. Iar o chestiune de psihologie și atunci trebuie să fiți siguri. Da. Sau dacă ei v-au abandonat, pentru că sunt, cum am zis mai devreme, vindecați-vă, dragii mei, vindecați-vă, nu rămâneți blocați. Ieșiți în acest program mental, în acest blocaj, în această cușcă mentală, e o cușcă mentală în care cineva eventual v-a ținut. Vedeți unde sunteți? Hai să clarificăm steaua. E frumos, e minunat că a apărut steaua. Care înseamnă credință, lumină. Și iar, vindecare. Uf, ia uite, valetul de cupe invers, șapte de cupe. Vindecați-vă de imaturitatea emoțională. Vindecați-vă de confuzii, șapte de cupe. Avem o carte. Steaua. Chiar sincer, nu-mi dau seama pentru cine ar putea să fie, dar... Vedeți voi, găsiți-vă. Ia uite. Extraordinar, șapte de spade. Șapte de spade vine, pleacă, vă manipulează. Și vedem, am tot vorbit de manipulare, nu întâmplător, nu? Zero, cred că este aici. Zero. Ar trebui. Deci este în zona de... E punctul zero. De-aia a apărut în zona de eliberare. Este punct. În momentul în care vă eliberați și începe să manifestați, să lucrească către vindecarea voastră, e punct. E un punct. De-aia este undeva între eliberare și ce urmează să se manifeste. Valetul de cupe invers, imaturitatea emoțională sau inexpresivitate, cineva care nu exprimă emoții, care face jocuri mentale. Ce zisei mai devreme? Vindecați-vă, dragii mei. Căutați altceva, lucruri mai înălțătoare. Dacă voi ați fost așa, mergeți către oameni care vă pot vindeca, oameni care vă inspiră într-o direcție mai înaltă. Oameni care vă inspiră într-o nouă direcție, cum am zis mai devreme, dar repet, pentru asta trebuie să fiți foarte sinceri. Dacă aveți această tendință și dacă, pentru că toți avem la un moment dat tendință să manipulăm până ne vindecăm, acestea vin din cauza unor traume, din copilărie, faptul că am fost părăsiți, abandonați de părinți, de foști prieteni, de cineva dintr-o altă viață, da? Nu stăm să judecăm sau să acuzăm. 10 de bute. Iar, să ce te pute, pentru mine este job epuizant, căsnicie epuizantă și în job puteți să fiți, că am văzut împăratul și atâția rege, energii masculine, puteți să fiți manipulați și în job. Totuși îmi vrea să mai clarific. Dăm o carte pe acest șapte de spade. Șapte de spade, te rog frumos, clarifică. Ia uite, iar regele de spade, extraordinar. Eu așa zic, nu vă speriați. Exact. Regele de spade, regele de cupe, fantastic. Și patru de monede care ar sugera un preîmpărățel, împărățel sau tot așa, un personaj care ține. La tradiții, la idei fixe, la bani, la reguli, la... E un personaj foarte rigid. Puai,
Deci nu mă așteptam. Măi, voi vedeți regele de cupe, regele de spade? Acest personaj v-a mințit. Până nu se vindecă. Ei trebuie să se vindece. Voi, concentrați-vă pe eliberarea voastră, pe steaua voastră. Căutați-vă steaua, destinul. Căutați să creșteți spiritual. Manifestați credință, că unii dintre voi probabil că v-ați pierdut credința lângă asemenea personaje. Ui, iai, iai. Doi de monede, ia uite. Probabil că ați iubit acest personaj, dar v-a jonglat, v-a trădat. E dragoste trădată, ia uite. Iar este o căsnicie din care cineva nu poate să iasă, eventual. Niște reguli. Și totuși, se poate manifesta o nouă lume, ceva de la zero, totul depinde de voi. Și de ei. Dar în primul rând, noi vorbim despre voi. Ce aveți voi de făcut? Dacă știți că ați avut de-a face cu un personaj manipulator, eliberați-vă. Dacă știți că sunteți voi, dar repet, nu vă judec. Poate cu acest împărat, ia uite, da? Poate să fie educația, familia care vă influențează. Aici apare o trădare în familie. Da, apare o trădare în familie. Vindecați-vă de această trădare, interesant. Și reechilibrați-vă, alegeți steaua, interesant, moneda strălucitoare. O nouă direcție, eventual. Poate și un nou parteneriat. Dar, până la parteneriat, în primul și în primul rând, concentrați-vă pe voi. Ce reușiți să faceți? Hai să vedem ce reușiți să faceți. Ce reușiți să faceți? Iac, 5 de băte. Vă luptați un pic. Cu 2 de băte. Trebuie să vă faceți planuri. Cum să-i puneți eventual, să-i blocați, să vă luptați cu ei. Dacă aveți a face cu persoane foarte egoiste, narcisiste, trebuie să vă luptați cu ei. Ori fugiți în secret, interesant, cu 7 de spade. Sunt două tehnici prin care scăpați de narcisiști. Vă luptați și le spuneți verde în față, dar pentru asta trebuie mult curaj, multă energie și multă credință în ceea ce sunteți. Ori fugiți în secret de narcisiști. Vă rog, mai citiți, că dacă nu trebuie musai să mă credeți pe mine, dar citiți, documentați-vă. Sunt două tehnici prin care scăpați de narcisiști. Repet, ori strategic, fugiți și never ever vă mai întoarceți, ori vă luptați cu ei. 5 de bâte clarifică. Pentru că vă totuși am văzut persoana care controlează, care vrea să vă manipuleze acasă, în căsnicie, în familie, poate și la locul de muncă. Unul și marele preot poate să reprezinte un contract, o companie foarte mare. Da. 5 de bâte, clarifică în 5 de bâte. Ce manifestă acest personaj de la numărul 2? 5 de bâte. 5 de bâte. Da, vor fi conflicte în momentul în care vă alegeți noua cale. Noua cale, temperanța, eventual un personaj care vă inspiră. Mergeți către un personaj care vă inspiră. Clarificăm 5 de bâte. Ia uite. Valetul de spade. Eliberați-vă, 8 de cupe. Eliberați-vă de această educație, de aceste restricții. Ia uite, narcisist acasă. Alegeți. Wow! Alegeți să vă bucurați de viață, să vă bucurați de adevărata pasiune. Regina de bâte, iar apare cu împărăteasa. De dragoste. Aveți multe de făcut. Nu știu pentru cine am etalat, dar ceva. Sper că v-ați înțeles mesajele. Dă o carte pentru acest valet de spade. Eventual, dacă vreți să mergeți înspre un personaj care inspiră, vă inspiră într-o nouă direcție, care vă alină și ar putea să fie chiar misiunea voastră și trebuie să vă eliberați de ce am zis mai devreme, trebuie să vă zbateți. Să vă zbateți să comunicați cu ei, să manifestați. De cupe. Ce ar trebui să le puse? 4 de cupe și lumea. Mai dăm o carte. Mai apare un refuz aici. Dacă i-ați refuzat cândva din cauza acestei manipulări de acasă, de la job, educația pe care ați primit-o, eliberați-vă, repet, eliberați-vă, pentru că v-ați păcălit 7 de spade, poate să fie și auzit tot sabotaj.
Da, a fost un refuz aici. Dar se poate. Mai dăm o carte. Mai, ce complicat aici. 4 de cupe. De ce acolo 4 de cupe? 4 de cupe. Ce reușiți să faceți? 10 de cupe. Sunt de bute. Decât să plângeți trădările, orientați-vă într-o nouă direcție, într-o nouă pasiune. Ideea este că... Rămân totuși fixată pe această idee, că la un moment dat v-ați întâlnit. Cu iubirea vieții voastre, cu cineva care vă facea fericit, cu cineva cu care sau fericită, cu cineva cu care v-ați simțit foarte bine și în loc de așa ce 10 de cupe a fost refuzat, 4 de cupe. A fost refuzat. Acum trebuie să vă luptați ca să manifestați sau să câștigați eventual această fericire. Și de ce ați refuzat-o? Ori pentru că ați fost educați, învățați să fiți în control. Și aici v-ați păcălit pe voi, ori pentru că ați avut în preajmă un alt personaj care v-a controlat și v-a manipulat și ați crezut că acel personaj vă iubește sau că are dreptate sau că eu știu ce, da? Eu așa văd lucrurile. Ce e important este că trebuie să vă vindecați și să vă luptați pentru fericirea voastră, dar aveți ceva de luptă, pentru că... Da, aveți de luptat. Eventual ei. Dacă, repet, vedeți unde sunteți. Ei ar trebui să se lupte. Dacă știți că ei v-au refuzat, voi vindecați-vă și lăsați-i pe ei să se lupte, dacă vreți. Dar totul depinde de alegerile voastre. Important este să vă eliberați de cei care vă manipulați sau dacă voi, repet, aveți această dorință de a fi în control, scăpați această dorință, vindecați-vă. Apare posibilitatea să vă bucurați de o nouă pasiune dacă faceți ce trebuie. Hai să vedem. Numărul 3. Cei care ați ales aceste de cărți. Nu știu, aici a venit un mesaj. Când a venit la toate? Nu. Deci, hai să vedem. De ce trebuie să vă eliberați? Interesant, apare 10 de spade, de o trădare. Un blocaj, interesant, separarea de cineva. Da, a fost fericire. Și totuși, brusc, a apărut separarea, tăcerea și v-a simțit trădați. Eliberați-vă de această situație. Hai să vedem. De ce trebuie să vă eliberați? Iupi! Dar a venit invers. 4 de bâte invers. Cineva care nu a vrut. Patru de bâte invers. Ia clarificăm 4 de bâte invers. Ah, 2 de bâte iar apare. 4 de bâte. Clarificăm 4 de bâte. De bute. Clarificăm 4 de bute. Da, e 4. Se și vede. Dar 4 înseamnă casă. Wow, 10 de cupe. Împăratul și împărăteasă.
Primul rând trebuie să alegeți. Sau cineva n-a putut să aleagă. Îi dăm o carte pe acest doi de bute. Iar văd trei de cupe. Zece de cupe, împăratul și împărăteasa. Dați-mi un pic de timp. Pentru că a fost o separare. A fost o atracție. A fost o separare, a fost o atracție. Dar a fost o perioadă de tăcere. Între voi și cineva. Întreb, dragii mei, ați avut de-a face cu un personaj? Căsătorit sau într-o relație karmică. Acest personaj pentru mine 4 de monede este relație karmică. Relații încurcate de familie care oferă stabilitate și totuși acest personaj, chiar dacă era într-o relație karmică, inclusiv familie, era cam imatur sau este cam imatur cu nebunul și doi de bâte. Acest personaj n-a putut să facă planuri de viitor, n-a putut să aleagă, n-a putut să o ia de la zero. Ar fi vrut, am senzația că ar fi vrut, dar n-a putut. Sau poate sunteți voi. Într-un triunghi, 4 de monede, invers înseamnă 3 de monede. Într-un triunghi. Asta înseamnă ori voi, ori cealaltă persoană erați într-o legătură stabilă și v-ați întâlnit. Dar am senzația că apare o iluzie. 10 de cupe. V-ați simțit foarte bine. V-ați simțit că sunteți potriviți. Poate chiar și sunteți flăcări gemene. Împăratul și împărăteasa. Dar acest personaj, ori sau poate voi, vedeți unde sunteți, dar eu cred că e totuși un personaj. Este imatur, are foarte multe de descoperit. Dacă acest personaj v-a pus într-un triunghi amoros sau poate situația, viața v-a pus în acest triunghi, 3 de monede, în primul și în primul rând, deliberați-vă. Pentru, repet, 4 de monede, invers, înseamnă ori 3 de monede, ori 5. Niciuna, nici alta nu este convenabilă. Pe de o parte, 3 de monede înseamnă că va trebui să creșteți. O să vedem ce apare la următoarea prezentare. Ce urmează să manifestați. Important este ca zero acesta poate să fie să luați voi de la zero într-o nouă direcție, pentru că cineva v-a abandonat, n-a putut să manifeste stabilitate, n-a putut să aleagă, a fost cam imatur și atunci dacă aveți de-a face cu o flacără geamănă, suflet pereche, cu care da, ok, v-a simțit bine, ați recunoscut ceva în ei, dar ei sunt nepregătiți, am senzația. Aș vrea să-mi confirmați. Dar hai să vedem și ce alte cărți mai vin. Patru de monede invers. Acest personaj, dacă e un personaj, n-a ținut suficient de acest potențial, de această fericire, 10 de cupe, împăratul și împărăteasa, n-a ținut.
Repet, pentru că n-a știut să aleagă, n-a știut să facă planuri, doi de bute. A fost imatură. Dacă e un personaj care s-a purtat așa, eliberați-vă și luați-o voi de la zero într-o nouă direcție. Și noua direcție este 3 de monede, adică reconstrucția voastră. Pentru că acest personaj, am senzația, repet, 4 de monede invers poate să ducă către 5, către abandon. Că am văzut separare. Măi, dacă mi-aduc aminte, parcă așa a fost. Hai să vedem ce alte cărți ca să vedem cum se confirmă totuși această energie. Da? Faetonul, trebuie să mergeți înainte. Către steaua voastră. Vă eliberați. De apele tulburii. Ia să vedem. Ce trebuie să manifestați? Ce urmează să se deschidă? Ce cărări, ce lucruri manifestați? Ce cărări va trebui să umblați? Ce este nou? Ce urmează să vină nou în viața voastră? Numărul 3. Am văzut că e mai simplu, dar toate etalările au fost complicate. Toate, pentru că n-au cum să nu fie. Pentru că sunt vremuri grele. E un an greu. Și va fi un an și mai greu. Ce urmează? Să începeți. Ce apare nou? Ce... Da? Trebuie să... Baze. Ce baze trebuie să creați? Cărțile acestea sunt mai mari. Interesant. 10? 10 de monede. Ce urmează să manifestați? Interesant. O familie? Asta e. Deci aici se vede totuși o familie, un potențial. Dar repet, dacă cineva n-a ales... că a fost imatur. Hai să clarificăm. 10 de monede. Ia uite, ați avut de-a face cu un cavaler. Am zis, e cineva imatur. Cavalerul de spade care v-a adus 5 de cupe. A fost atracție? Da, am vorbit de atracție. Este și aici atracția, da? Vedeți? Dar v-a adus multe decepții. 5 de cupe. A fost o tăcere? Poate că și este. Probabil cu 6 de bute are o atitudine mai egoistă. Dacă e un personaj, dacă sunteți voi, vedeți. Reconstruiți. Ce nu ați putut să creați până acum. Ia să vedem. Clarificăm 10 de monede. Oh! 10 de monede. Soarele, ce frumos! Aveți încredere. Ia uite și artistul. Cavalerul de cupe. Unii dintre voi puteți să faceți bani prin artă, regina de monede, sau să vă găsiți stabilitatea, sau să studiați și să vă găsiți un soi de echilibru prin artă, sau e o chestiune care oferă, arta oferă echilibru financiar și sau emoțional într-o formă sau alta. Vindecare cu cavalerul de cupe. Dacă e un personaj care face artă, puteți să mergeți înspre ei. Dacă sunteți voi, puteți să faceți voi artă, să vă vindecați, interesant. Și să vă creați un soi de stabilitate fizică într-o formă sau alta. Dar ce aveți aici? Soarele, 10 de monede și încă o carte. 10 de monede, soarele, clarificăm. Extraordinar, mai nu-ți vă supărați. Nu prea îmi place mie să zic, dar mie că dați de flacăra voastră geamă, de un suflet pereche, vă faceți extraordinar. Ia uite, nebunul. Nebunul, puneți capăt. Ce e aici? Dar niște confuzii. Dacă ați avut o dragoste care v-a creat confuzie. Am vorbit ceva. Ori voi v-ați creat confuzii, iluzii. Dacă ați crezut că puteți să aveți o relație cu cineva, s-ar putea să fi visat prea mult. Da, ați simțit dragoste, dar ceva era neclar. Ceva era neclar. Eliberați-vă în primul și în primul rând. Da? De indecizile cuiva. De instabilitatea cuiva. Dacă ați fost într-un triunghi, eliberați-vă ca să puteți să vă manifestați stabilitate într-o altă formă. Aveți două cărți, trei cărți care arată succes. Da, trebuie să încheiați un capitol cu aceste confuzii, o dragoste, repet, la care ați visat. Clar. Poate că și ei visează de la voi.
Dar lăsați lucrurile astea. Luați-o de la zero. Deci aveți de bunul de două ori. Ce veți începe să manifestați în momentul în care lăsați lucrurile dezechilibrate? Sau oamenii care nu țin suficient de un potențial? Trebuie să aveți încredere că veți avea parte de stabilitate, de familia voastră fericită și de pasiune și de stabilitate financiară și de job și de familie și de tot ce aveți nevoie. Măi, deci o mare, mare bucurie vă așteaptă. Soarele, trezire spirituală, protecție, căldură, dragoste împărtășită. Ia să vedem ce mai simt. Mai lăsați-mă un pic. Așa, acum înțeleg niște lucruri. Pentru că vă așteaptă mari bucurii, mari binecuvântări și stabilitate. O familie fericită vă așteaptă. Cu flacăra voastră geamănă? Sau cu un suflet pereche, darmic? Acum înțeleg un pic altfel, adaug o nuanță la această prezentare care ține de eliberare. Patru de monede vă poate invers, vă poate reprezenta pe voi. Într-o perioadă în care a trebuit să renunțați la niște relații karmice, la o familie karmică, eventual, trebuie să renunțați. Ca să vă reconstruiți, am zis să mergeți înspre trei. A trebuit să alegeți, da? Să alegeți, să vă faceți planuri. Ori stați în acea relație karmică, sau familie, repet, sau tradiții. Sau tradiții, pentru mine patru de monede înseamnă și tradiții. Sau un fel pasiv de a fi, țineți la o falsă stabilitate sau un fals confort, da? Ați renunțat, ați început la un moment dat. Adică sunteți într-un proces de transformare în care vă atrageți fericire și flacăra geamănă. N-am ce să zic. Și doi de bâte sugerează că v-ați făcut planuri de viitor. Eventual v-ați pus intențiile. Da? Ați manifestat acest zero undeva în trecut. Și eliberându-vă de tradiții, de relațiile acelea care vă țineau pe loc, repet, într-un fals confort, și manifestând acest nou, ați proiectat undeva la nivel de altă dimensiune o familie fericită, un împăraș împărăteasă. Le-ați proiectat undeva. Pentru că ați ieșit din tradiții. Ați ieșit din 4, din 3, din 4D. Ați mers înspre alte dimensiuni. Și acum urmează să se manifeste ce ați proiectat, pentru că văd aici 10 de cupe, împăratul și împărăteasa. Adică nu mai este doar o așteptare. Asta zic, vă eliberați de așteptări. Că la 2 de, v-am zis, la 2 de bâte cineva așteaptă, să uită în zare, își face planuri, cum să o ia de la zero. Ați luat-o de la zero. Ați renunțat, repet, la falsul confort. La niște relații karmice, la niște tradiții, la niște frici, ați renunțat. Sperând, cu 10 de cupe înseamnă și speranță pentru mine. Este varianta mică a soarelui. Sperând că vă veți găsi stabilitatea, că vă veți crea stabilitatea. Sau vă veți găsi stabilitatea lângă cineva cu care puteți aveți spor și fericire. Ia ca și manifestând, deci zero este și la zona de manifestare, este și la zona de creație. Sunteți undeva tot așa, într-o trecere, treceți printr-un portal în care începe să culegeți roadele acestor
intenții pe care le-a spus la o lună nouă. Și zic de manifestare pentru că apar monedele. Veți avea parte de abundență financiară. Veți avea parte de o familie care vă susține, vă ia alături. Veți avea parte de o casă. Veți avea parte de căldură, de protecție divină, de o energie masculină, protectoare, optimistă, repet, stabilă. Păi, nu știu de ce, dar trebuie să zic ce trece așa, știți cum e. Posibil pentru unele doamne să vină un bărbat bogat. Și dacă acela e într-o karmă, renunță la karmă și la familie și așa pentru voi. Dragii mei, nu vreau să vă creați iluzii, dar se întâmplă ceva. Aici o femeie care se transformă, are ca și când ar avea niște aripi de fluture. Sunteți într-un proces de transformare. Am senzația că cineva renunță la multe ca să fie cu voi. Și nu-mi place să zic lucrurile astea. Una la mână. Veți trebui și veți vedea, pentru că lucrurile astea se pot manifesta în timp. Acum, probabil, se așează lucrurile, energiile, într-un fel sau altul. Important este că voi aveți parte de protecție divină, de spor, de bucurii, de o întâlnire cu prietenii. Se poate că și perioada 4 de bâte înseamnă și întâlnire cu prietenii, ieșire la o întâlnire la care vă simțiți bine și vă lipiți unul de celălalt. Wow! Mary Poppins. Era vrăjitoare oare? De ce această carte ne aduce aminte de Mary Poppins? Din cauza umbrelei. Sunteți protejați, măi, sunteți protejați de divinitate, așa văd. Sunteți protejați. Soarele aici în preajma voastră. Aveți un prieten loial, poate aveți un cățeluș, sau pur și simplu. Dar trebuie să încheiați lumea. Niște confuzii, niște iluzii. E o dragoste la care ați visat, da? Și cred că ați încheiat. V-am zis, sunteți undeva, zero apare și în zona de trecut și în zona de prezent. E punctul zero tuturor posibilităților. Infinite posibilități. Și dintre aceste posibilități infinite, veți manifestare pe spor, bucurie, dragoste, inspirație. Ce poate fi mai frumos, vai. Nici n-are. Hai să vedem totuși ce reușiți să faceți. Că mă uitam așa la cărți, așa că a rămas așa uitându-mă. Deci nu vine să cred, pentru că același cărți la fel de frumoase. Ia uite, 10 sau soarele. Împăratul și împărăteasa. Sunt aici, măi, deci efectiv mă înfioară. Și 0, ia uitați, l-ați văzut mai devreme. Și 0 e tot aici. Eu cred că v-ați făcut treburile la un moment dat în trecut. Și urmează să culegeți roadele. Ce mai simt? Interesant. Doi oameni puternici în trecut care au fost abandonați și care s-au regăsit. Bă, da, bine dați împreună. Bine dați împreună. Dar văd aici 5 de cupe, 5 de cupe care vă oglindiți niște experiențe foarte triste. Le oglindiți, le împărtășiți. Și totuși, ați crescut în pofida unor situații foarte neplăcute. V-ați desțelenit într-un fel sau altul. Ați ieșit din tradiții. Și în aceste momente care ați fost abandonați, ați crescut și mai puternici. Unul stejarul. Eu am făcut o lucrare, doamna Stejar. Da? Doamna Stejar, sunteți voi aici și domnul Brad. Brad Pitt. Nu e Brad Pitt, dar e Brad. Brad, Mr. Brad. Hai să vedem ce reușiți să faceți. Mr. Brad. Ups, ce reușiți să faceți, regina de monede. Adică să fiți, să vă căsătoriți. Mai cineva vrea să se căsătorească cu voi, regina de bâte, are multă pasiune. Își face, ia uite, vă adoră.
vrea să vorbească cu voi, vrea să vă ofere ceva, ce să uită, să-i dau cu tare monedă, e suficient de impresionantă să vadă cât de mult o iubesc, nouă de cupe. Că împreună suntem puternici și puternice. Văd că pe cineva cu marcaj în semn de pământ și în semn de foc. Marcaj, dragii mei, nu neapărat semn. Pentru că aici este o singură poveste. Da? Și ce reușiți să faceți? În primul rând, vă găsiți stabilitatea în voi personal și vă atrageți. Că soarele atrage, 4 de bâte atrage, vă atrage sperechea. Am zis, e o chestiune de manifestare. Pentru că ați ieșit din tradiții, ați ieșit din karma. Și dacă aveți un personaj care nu s-a implicat, eliberați-vă de acest personaj că vine ceva și mai... Și mai și. Și mai și. Clarificăm regina de monede. Regina de monede. Creați ceva, că am văzut artistul. Creați, faceți artă, dragii mei. Faceți artă, aveți în preajmă o energie care atrage succes. Și oameni de succes care vor fi alături de voi. Așa simt. Sunteți în... Ieșiți din cocon, ieșiți fluture. Ups! 5 de bâte, iar aveți de luptat sau cineva se va lupta, posibil cineva se va lupta pentru să vă facă soția lor sau soțul lor sau să vă ofere stabilitate, posibil și asta 5 de bâte. Extraordinar, împărăteasa, iarăși 2 de cupe, mamă, de ce cărți, 2 de cupe, mare preot. Îndrăgostiți, cineva este foarte îndrăgostit de voi. Mai veți fi și veți vedea, puternică persoana și care se simte foarte bine lângă voi pentru că și voi sunteți puternici. Am zis, v-ați desțelenit și v-ați regăsit stabilitatea și creativitatea și abundența. Și ce ați creat voi este valoros și vă vede. Da? Și îndrăgostit acest personaj vrea, nu știu cât o fi de căsătorit, dar își dorește să fie căsătorit cu voi, își dorește să fie cu voi, da? Să fiți voi soția lor. Chiar dacă acum... Ați trecut printr-o perioadă de tăcere, de, am văzut și eremitul, de aparentă stagnare. Dar în această stagnare lucrurile s-au așezat. Ia, mai dăm o dată 5 de bâte. Mai dăm pe 5 de bâte. O carte. Ce e acest 5 de bâte? Nu, cineva vrea să fie, să fiți soția lor. Un personaj puternic. Casă, cu job, oarecare faimă pentru unii. Mai dăm pe 5 de bâte. Ce înseamnă ce 5 de bâte? Între timp, dragii mei, până se manifestă, voi luptați-vă pentru stabilitatea voastră, da? Vă luptați cu concurența ca să vă manifestați stabilitatea și o veți manifesta. Nu stați să-i așteptați să vă salvați, dragii mei, să vă salveze. Nu. Voi vedeți de treaba voastră, de ceea ce vreți voi să manifestați. Că ei vin. Vă urmăresc. 5 de bâte. Sau vă vor simți. Îi veți atrage într-o formă sănătă. Hai să mângâiem pe budiță. Ca să o tragem, da? Clarificăm 5 de bâte, te rog frumos. Ha. Asta mi s-a părut că e? Ia uite, 2 de cupe. Un suflet pereche se va lupta pentru voi. Vrea să vină, da? Posibil de la distanță. E interesant, iarăși. Ori ei trebuie să lase confuzile, ori voi trebuie să lăsați confuzile, poate și niște adicții, da? Trebuie să se încheie un capitol ca să se manifeste altul. Va veni cineva. Un suflet pereche, repet. Suflet pereche. Interesant. Asta manifestați. Acum, dacă vreți să câștigați financiar, prin artă și nu doar prin artă, posibil să aveți pe cineva, un parteneriat care vă ajută să faceți față concurenței. Posibil și asta un semnal în plus pentru anumite persoane. O colaborare cu cineva care vă ajută în această luptă cu invidioșii și cu concurența, cu cine... Da? Și uite, așa câștigați financiar și vă găsiți stabilitatea. Că și 4 de bâte poate să sugereze o colaborare de succes. Până la căsătorie poate să fie colaborare, dar sunt semnale de căsătorie și nu prea îmi place să vorbesc despre lucrurile astea. Dar pentru unii asta apare, ia. Am atâtea cărți acum.
Hai să vedem. Mă așteptam să fie etalarea mai scurtă, dar asta am zis să mai fac totuși nu doar câte 3, să fac și câte 4 variante. Deci, aici, da. De aici e și ceva. Ce ar trebui? O să vorbim de eliberări. Ce trebuie să manifestați? Ce urmează să manifestați? Interesant, 9 de cupe. Dragoste față de voi. Asta trebuie să începeți acum. În această perioadă la lună nouă. Dragoste față de voi. Nu iluzii? Pentru că e o lună nouă în Pești, cu Neptun, cu Jupiter. Nu iluzii. Dar expansiune spirituală. Cu Jupiter în Pești. Expansiune spirituală. Să vă iubiți, să ieșiți din această idee, din bijuterii, din confort, din falsa fericire. Și să vă iubiți și să mergeți înspre soare, înspre Dumnezeu. 8 de bute, iar vă vindecați. 4 de spade. Analizați, faceți meditații, vă odihniți, vă vindecați, iau-te de decepții și mergeți cu viteza luminii înspre lumină. Ce frumos, cu viteza luminii înspre lumină. Asta trebuie să manifestăm. Dar hai să vedem ce trebuie să eliberați. Ce asta? Cavalerul de monede. Cineva care a venit foarte greu. 2 de monede și cavalerul de monede invers. S-a oprit pe loc. Li s-a stricat roata. A slăbit calul. Eu știu ce s-a întâmplat. Nu i-a dat să mănânce la timp. Hai să vedem. De ce trebuie să vă eliberați? Cei care ați trezut numărul 4. Zece de monede. O familie, de un job, de comoara pe care am arătat-o mai devreme. Măi, eliberați-vă de acest concept. Nu banii vă aducă fericire. Trebuie să deschideți prea multe uși ca să vă puteți bucura. Sunt aici multe cheițe. Prea multe cheițe. Când, dacă alegeți o singură cale, calea adevărul și viața, acolo vă veți găsi fericirea. 5 de bute. Conflicte acasă. Cât e? 8 de cup? Ha? Cât este? 6. 8 de cup. Trebuie să vă eliberați acasă, împăratul. Interesant, acasă sau acasă, nu neapărat în căsnicie, poate să fie și în familie. Poate să fie un tată, un bunic, o mamă foarte dominatoare, împăratul. Da? 8 de cupe, eliberați-vă de acest împărat cu care aveți conflicte, poate, unei. Ia, clarificăm 10 de monede. Eu, o casă. Poate să fie și la locul de muncă, împăratul. Ia uite, 2 de monede, iar. Și iar apare 8 de cupe. Mai dăm o carte pentru 10 de monede. 10 de monede. Mai cât pe ce să o iau, da? 10 de monede. Clarificăm 10 de monede. Deci trebuie să se elibereze numărul 4, 10 de monede. De obsesia pentru bani. Din capacitatea de a alege. 2 de monede alege. What the shit! Monede, monede și diavolul. Măi, dragii mei, 9 de cupe. Mergeți către Dumnezeu, către credință, către dragoste. Dacă este un personaj în viața voastră care este toxic, obsedat de bani, de carieră, cu diavolul, casa 10, șef sau cariera voastră, sau eu știu ce-o fi, măi, eliberați-vă 2 de cupe. V-ați separat de sufletul vostru pereche din cauza acestei energii. Îmi pare rău. E o separare. 2 de cupe, moartea și turnul. Asta este rațiunea cuiva. Regina de spade și împăratul. A apărut un personaj nou eventual în viața voastră. Regele de cupe, 9 de cupe. S-a apărut o nouă dragoste. A apărut un personaj care se iubește și vă arată o nouă direcție. Dar unii dintre voi, ori voi aveți în preajmă un personaj, regina de spade și împăratul. Sau poate sunteți o pereche, împăratul și regina de spade, unul rațional, unul dominator. Bă, mie nu-mi place chestia asta, da?
Și a apărut separarea, turnul, moartea, încheierea, eu știu, a ceva. Știu de cupe, nemanifestat. Da, v-ați separat de un suflet pereche din cauza acestei. Cu ce seamănă? Seamănă cu numărul 1 sau 2. Cu ce am văzut? Dorința de control, tot așa. Nu, la numărul 2. Da, la numărul 2. Poate că ați avut tendința să alegeți numărul 2. Vedeți, acolo, tot acolo, la capitolul eliberare, era un personaj care nu exprima, da? Din cauza educației, din cauza tendinței lui, nu știu. Doi de monede. Hai mai dăm și pe acest doi de monede. N-ați știut să alegeți. Ați ales greșit. Doi de monede pe orizontal. Ați ales această căsnicie, repet, relație de lungă durată, familie toxică, educație toxică, carieră, bani, adicții, Dacă e un personaj, slavă, aș vrea să nu fiți voi, dar dacă e un personaj, eliberați-vă. Și repet, poate să fie șef, poate să fie părinte, poate să fie rudă, poate să fie... Clarificăm doi de monede. Doi de monede pe orizontal, ce pe orizontal? Ia uite! Cinci de bâte, conflicte și regina de bâte. Regina de bâte iar e dominatoare. Aveți o soție, o mamă, cineva cu care aveți tot timpul conflicte. Geloasă cu cinci de bâte. Și cumpăratul și cu hai mă, shit. Nici nu vreau să mai vorbesc. Nu vreau să mai vorbesc. A apărut un alt fel de personaj în preajma voastră, dar e al treilea, știți? E al treilea. Asta e. Nu vorbim acum de al treilea, nu vorbim de ce se poate manifesta. Adică o să vorbim aici ce se poate manifesta. Nu vă supărați, aici este ceva de... Și repet, pot să fie rude, pot să fie colegi, șefi, și soț sau soție. Da, prunul de cupe, iubiți-vă. Iubiți-vă. Cineva vă arată calea. Sper că această etalare să vă arate calea măcar. Ia uite. Clarific. Arată-mi ce se poate manifesta pentru numărul 4 dacă se eliberează de acea energie. Nu sunt multe. O să păstrez. Ia să dăm 5 de bâte. Mi s-a părut că vrea să vină și împărăteasa. 5 de bâte. Trebuie să vă luptați. Imediat. Ia uite, moarte și renaștere. Să mergeți înspre... steaua voastră, înspre adevăratul vostru destin. Lăsați în urmă regina de bâte și mergeți eventual. Chiar dacă asta implică să renunțați la tot. Moarte și renaștere. Trebuie să renunțați la toată această energie foarte toxică. Foarte toxică. Trebuie să aveți curajul. În această nouă direcție, faetonul care merge către stea, vă veți transforma radical, dar transformarea este, dragii mei, uitați, aici lumina, steaua. Wow, ce fiori am. Transformarea vă va arăta niște dimensiuni pe care nu le-ați anticipat, nu ați crezut că pot să fie ale voastre. Dar hai să vedem ce cu 5 de bâte și cumpărăteasa. 5 de bâte. Ia să vedem. 5 de bâte, clarificăm 5 de bâte. Împăratul. Și nebunul. Lăsați regretele. Lăsați energiile. Uite, v-ați păcălit. V-ați păcălit, v-ați autosabotat sau cineva v-a păcălit, v-a manipulat. Lăsați regretele. Mergeți într-o nouă direcție. Nebunul. Și această nouă direcție, pentru unii, încă n-am pus toate cărțile,
implică altceva. Adevărata voastră pereche să fie într-o altă direcție. Și aici este trezirea. Ca... Da. Aici este noua direcție în care și transformarea prin care va trebui să treceți. Moarte și renaștere. Trebuie să renunțați dacă vreți. Evident. Dacă vă e frică, vă e frică. Da, asta e. Deci ce se poate manifesta? Împăratul care se luptă pentru împărăteasa sa. Eventual, trebuie să vă luptați pentru stabilitatea voastră. Mai schimb și un mesaj. Trebuie să vă luptați un pic pentru stabilitatea voastră în momentul în care renunțați. Da? Pentru că luați de la zero. Vă puteți prin luptă, ambiție, creativitate. Creativitatea, aveți două cărți care sugerează creativitatea. Pe două sau mai multe feluri se poate manifesta creativitatea. Puteți să vă asigurați în timp stabilitatea și abundența. Adică, chiar dacă renunțați la acest 10 de monede, da? La o poziție de confort financiar, de stabilitate, îl puteți regăsi, le puteți recrea într-o altă formă. Eventual, cu adevărata voastră flacără geamănă, cu adevăratul vostru partener. Pentru că aici nu e. E toxic. E toxic. Este o fals. E fals. E fals. Clarificăm 5 de bâte. Mai dăm o carte pentru 5 de bâte. 5 de bâte. Am văzut magicienă, am văzut îndrăgostiții. Manifestați o nouă dragoste. Wow! Ia uite, faitonul. Da. Voi știți ce s-a întâmplat. Dacă voi ați părăsit pe cineva, mi se pare normal, dacă v-ați părăsit perechea divină pentru acest confort, mi se pare normal să vă duceți înspre ei. Da? Pentru că se simt abandonați și să recuceriți eventual. Așa simt un mesaj, depinde unde sunteți, ce sunteți bărbați femei. Dar, da. Este o dragoste ascunsă, astfel de cupe. Eventual o dragoste refuzată. Și cineva, ori voi, ori ei, ori ambii suferiți. Aici e o poveste foarte dramatică, dar cu potențial de creștere în viitor. De creștere, de echilibru, de regăsire. Clarificăm și împărăteasa, te rog. Au venit și mai multe cărți la voi, pentru că este necesar. Clarificăm împărăteasa. Să știți că uneori există și false flăcări gemene. Spre multe, dar regina de cupe. Le iau și pe astea care ieșit acolo. Puteți să aveți stabilitate cu adevăratul partener sau parteneră. Dar în familia asta aveți confuzii. Trebuie să schimbați energia și să mergeți într-o nouă direcție. Îmi pare rău că trebuie să zic, dar așa văd. Familie sau job, ce-o fi? E o familie sau un job? Și chiar dacă lăsați această construcție, confort financiar, aveți puterea. Sunteți, aveți experiență, aveți autoritate, aveți încredere. Dacă sunteți... Nu, și bărbați și femei. Aveți o experiență totuși. De-aia nu trebuie să vă fie frică. Aveți o experiență în spate. Și chiar dacă luați de la zero, experiența aceea o puteți folosi într-o nouă direcție care, într-adevăr, este potrivită pentru voi. Regina de împărăteasă a fost clarificată de regina de cupe. Asul de monede și doi de monede. Aici este. Da, va trebui să... Dacă sunteți bărbați să vă luptați pentru această femeie, eventual... Foarte sensibilă, regina de cupe și împărăteasa. Foarte sensibilă, foarte creativă, spirituală chiar, care comunică, poate comunica cu voi eventual la distanță, cu care puteți să vă echilibrați 5 și cu 1, 6, să vă echilibrați financiar în cazul în care renunțați, pentru că e foarte creativă și știe să manifeste, știe să atragă abundența, pentru că e într-o vibrație înaltă de dragoste.
într-o vibrație de dragoste, personajul ăsta este făcut să iubească și vă poate iubi. Bărba, femeie, nu știu, vedeți unde sunteți, poate voi sunteți femei. În această energie rămâneți așa pentru că vine o ofertă. Va trebui să alegeți într-adevăr. Ce să alegeți, dacă voi sunteți femei, va trebui să alegeți între astul de lumină, să zic, astul, moneda de lumină și moneda roșie, care este aici undeva, în jos, toxic, care va trage grea. Poate să fie chiar, dacă sunteți doamne, poate chiar alegerile sunt ale voastre, da? Să renunțați la aceste, știu, acest confort fizic, financiar, pe care cineva vi l-a oferit, ca să mergeți într-un nou parteneriat, sau să vă reconstruiți voi viața și reconstruindu-vă, vă atrageți flacăra geamului. Iar mai este un mesaj, mare grijă. Nu știu, parcă am mai zis-o la o etalare. Posibil tot la numărul 2. Nu mai știu sigur. Dacă flacăra voastră geamănă este toxică, sorry, pa. Dacă aveți de-a face cu un împărat și voi fiind împărătese și știți că e flacăra voastră geamănă, dar e neevoluată, lăsați-i, pentru că vă puteți recrea stabilitatea singure. Foarte intensă, foarte dramatică etalarea de la numărul 4. Veți trăi și veți vedea. Vorba unei colege, cred că indiancă, care îmi place foarte mult totuși, ascultați tarot pentru confirmări, nu pentru predicții. Pentru că alegerile sunt ale voastre. Hai să vedem ce reușiți să faceți. Mai dacă câte cărți ați scos pe masă. Pentru că aveți multe de făcut. Iau-te, steaua, să credeți. Să credeți în misiunea voastră, să credeți în lumina voastră. Steaua, să vă vindecați de această energie toxică. Da? De persoanele care vor să vă controleze, pe persoanele care sunt geloase, care vor să vă domine și care probabil periodic se separă de voi, vă abandonează, posibil. Ia, abandonați și voi pe ei, eventual. În ce sens? Nu aveți nevoie de energie toxice. Vindecați-vă, găsiți-vă lumina, sperați, rugați-vă și se va împlini acest vis. Ia uite, o nouă lume, o nouă dragoste. Flacăra geamănă? Poate veți comunica despre această dragoste în curând? Repet, depinde unde sunteți. Dacă sunteți bărbați, mi se pare normal ca voi să acționați. Nu, femeia. Femeia răspunde, primește. Adică nu inversăm totuși rolurile chiar așa, nici chiar așa. Ia, clarificăm steaua. Ce veți reuși să faceți? Ar fi minunat, v-aș felicita, vă rog frumos, steaua. Visați la lumină, la vindecare și începeți să o manifestați, nu vreau să visați. Clarificăm steaua. Clarificăm steaua. Asta e al doilea set pe care l-am primit astăzi. E prima oară când îl folosesc la voi. Interesant, poate că e prima oară și voi trebuie să lăsați în urmă trecutul și să începeți ceva nou. E prima oară. Ia uite, mai dar ce cărți care reprezintă credința. Steaua și Marele Preot. Amândouă reprezintă lumina, credință, spiritualitate. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă și veți manifesta eventual o relație stabilă, spirituală, înaltă, cu altcineva. Poate acesta e adevărat împărat, nu ce ai lăsat în urmă. Da? Veți trăi și veți vedea, important este să sperați, să vă rugați. Este ceva. Este ceva de urcat, să vă vindecați. Poate să vă vindecați de o căsnicie, interesant. De niște tradiții învechite, de niște religii stricte, să puteți vă vindeca. Ca să repet, să vă reconstruiți stabilitatea, fericirea într-o altă direcție. Mesajele sunt și așa, și așa. Veți trăi și veți vedea. Dar luați aminte și fiți pregătiți. Și în primul și în primul rând renunțați la ce este toxic. Ia, doi de bâte, trebuie să alegeți. Confuziile, fricile sau o nouă dragoste. Dragoste față de voi, creștere spirituală, cum are spiritul. E interesant.
Veți trăi și veți vedea și poate unii veți confirma una alta. Am zis, ascultați mai mult pentru confirmări, nu pentru predicții, pentru că alegerile sunt ale voastre și sunt energii generale, da? Nu sunt personale. Dar și chiar dacă ar fi o etalare personală, totuși, repet, voi gândiți, voi alegeți. Nu vă lăsați influențați de orice. Confirmările aici vin și poate și pe alte planuri. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup o lună nouă faină. Pa, pa!